Sebastian Mezei, directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, a făcut o statistică a cazurilor de îmbolnăviri cu COVID-19 din ultimele 100 de zile. Surprinzătoare sau nu, această statistică arată că în perioada mai sus menționată, din cele peste 10.000 de cazuri înregistrate, aproape jumătate s-au întâlnit la persoanele cu vârste între 31 și 60 de ani, adică acelea care sunt cele mai mobile. Au fost înregistrate peste 30 de cazuri de COVID-19 și la sugari, un număr relativ similar fiind și la cei de peste 90 de ani în județ, existând chiar și o situație de infectare la o persoană care a depășit un secol de viață. Am fost curios cumva așa să văd care este situația și pe grupe de vârstă. Am efectuat analiza pe 10.455 de persoane. A reieșit faptul că cei între 31 și 60 de ani sunt cei mai infectați de acest virus. E vorba de un procent de 47,9, urmând ca între pe scara aceasta între 61 și 100 de ani 32% și între 0 și 30 de ani 20,1%. Cel mai probabil discutăm aici de infectarea cea mai mare la persoanele care sunt și cele mai mobile. Avem cazuri până într-un an, 32 de cazuri infectate, peste 90 de ani sunt 45 de cazuri, având chiar și un caz care a împlinit 100 de ani. Concluzia statisticii este că SARS-CoV-2 nu ține cont nici de vârstă, nici de pregătire și nici de statutul social. Ce reiese din această analiză este faptul că oricine se poate îmbolnăvi și virusul acesta nu ține cont nici de vârstă, nici de pregătire, nici de clasă socială, nici de absolut nimic. Oricine se poate îmbolnăvi. În România, primul caz de coronavirus a fost depistat în data de 26 februarie 2020, iar în județul Hunedoara, în data de 5 martie a anului trecut. De atunci și până astăzi, 15 noiembrie, la nivelul județului Hunedoara s-au înregistrat 36.022 de cazuri de îmbolnăvire cu COVID-19, iar 1.225 de persoane au decedat în urma infectării cu noul coronavirus.